Fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat în România la închisoare cu executare, riscă pedeapsă penală și în Republica Moldova. Procuratura Generală a stabilit că fostul oficial român a obținut cetățenia țării noastre prin fals în declarații. Potrivit Procuraturii Generale de la Chișinău, Cristian Rizea a fost recunoscut cetățean al Republicii Moldova pe 28 decembrie 2017, în timp ce autoritățile române l-au condamnat la începutul aceleiași luni la închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Astfel, la momentul depunerii cererii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, Rizea a tăinuit că începând cu anul 2015 deținea statut de acuzat într-un dosar penal, date a căror cunoaștere ar fi dus la respingerea solicitării sale. Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declarații, care, potrivit legislației Republicii Moldova, se pedepsește cu amende de până la 48.000 de lei sau cu închisoare de până la un an. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a retras cetățenia moldovenească fostului deputat condamnat Rizea în data de 10 noiembrie curent. La scurt timp, românul a fost reținut la Chișinău și transportat la București. Cristian Rizea este condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție.